Debut nefast pentru Gloria Buzău în cupele europene de handbal. Buzoiencele au fost depășite clar de Nant Atlantic, pierzând în deplasarea din Franța la o diferență de șapte goluri, 16 la 23. Handbalistele de la Gloria au suferit pe faza ofensivă, reușind să fructifice 16 din cele 28 de șuturi la poartă. După un start echilibrat, jucătoarele lui Ovidiu Mihail au capotat brusc și nu au fructificat în niciun atac timp de 9 minute. Astfel, franzuzoicele au reușit să intre la cabine în avantaj 11 la 9. Repriza secundă a aparținut tot gazdelor. Echipa din Bretania, mult mai experimentată la nivel european, a reușit să blocheze excelent jocul de atac al gloriei, mărindu-și constant avantajul. La final, Nant a reușit să obțină ce dorea, un avantaj care să-i confere prima șansă la calificare. Returul este programat pe 23 noiembrie la Buzău.